năclăită, prăbușitoare, așa ca și când te-ai băga în nisipuri mișcătoare sau într-o mlaștină din care nu mai poți ieși. Plângeam tot timpul. Pentru că mă durea atât de tare ceea ce simțeam, îmi doream să dispar. În Europa, în fiecare zi, pică un avion Boeing. Respectiv, 400 de oameni se sinucid zilnic. Va deveni boala omenirii. Specialiștii o numesc boala secolului. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în următorii 5 ani va deveni a doua cauza mortalității în lume. Unul din patru oameni va suferi în timpul vieții de o formă mai ușoară sau mai severă de depresie. Nimeni nu pare fi imun. Are între 18 ani, pentru că atunci e vârsta la care am dreptul să consult, până la 70-80 de ani. E bărbat sau femeie, locuiește în provincie, în oraș sau în mediul rural, e căsătorit sau nu e căsătorit, e angajat sau nu e angajat. Conform estimărilor, din 10 români, unul suferă de depresie. Asta înseamnă că în momentul de față, în România există aproximativ 2 milioane de oameni care suferă de boala secolului. Jumătate din ei nici măcar nu știu că au această afecțiune, iar dintre cei care știu, mai puțin de o treime se și tratează. Sunt extrem de mulți oameni, sau mult prea mulți oameni, care nu reușesc să ghicească faptul, sau să intuiască faptul că au o depresie și o duc pe picioare și când vin în genunchi. Unii îi spun neagra, alții urâta. Grecii vechi o numeau melancolia. Bila neagră. Adică, practic, se credea că în momentul în care bila, colecistul, secretă bilă de culoare închisă, acea bilă neagră produce depresie. Stilul de viață din ce în ce mai agitat, stresul, factorii genetici și evenimentele traumatizante sunt principalele cauze ale depresiei. Nedepistată la timp și netratată corespunzător, această boală poate avea consecințe tragice. De la distanță poate părea un hotel cochet într-o stațiune montană liniștită. Departe de zgomotul și stresul de la oraș, sanatoriul de nevroze Predeal este singura instituție de stat din țară care oferă un pachet complet de tratament și recuperare în cazul afecțiunilor sistemului nervos. Bună ziua, bine v-am regăsit la ședința de terapie de grup. Am venit aici pentru a treia oară. De fiecare dată am plecat într-o stare de euforie, pot să spun. Dar de fiecare dată când am venit distrusă. Fiecărui pacient îi vine rândul să vorbească în fața celorlalți despre suferința lui. Nu toți au trecut printr-o criză majoră, însă depresia se poate manifesta și în alte afecțiuni de ordin psihic, ca tulburarea bipolară sau în afecțiunile cardiace, diabet sau cancer. Partea de psihoterapie de grup are de a face cu, pe de o parte, socializarea, doi la mână, a putea descoperi elementele comune dintre pacienți. Așa cum ați văzut, se creează o coeziune. Am căzut în depresie, știu că acum 10 ani am fost dusă cu salvare, oboseam pe stradă când mergeam și nu puteam vorbi, nu puteam lega cuvintele. Sanatoriul funcționează din anul 1934. A fost naționalizat de comuniști, dar nu și-a schimbat niciodată obiectul de activitate. Mulți pacienți vin aici de ani buni ca să-și trateze nevrozele. Foarte multe din elementele depresiei au de-a face cu regretele, cu neîmpăcările legate față de evenimentele trecutului sau cu privirea, cu spaimă, cu anxietatea a ceea ce presupune viitorul. Plângeam tot timpul. Să-l prind.
Și mi-am dat seama că ceva e în neregulă. O cunoștință, o doamnă care venea de ani de zile aici, mi-a zis, măi, ce-ar fi dacă ai merge la predeal, la sanator? Nu știam cum e aici. Cu greu am venit aici, dar abia atunci mi-am dat seama că era mai bine dacă veneam mai cu ani în lucru. Rumena Dăneț a vândut bilete la ghișeele CFR-ului peste 3 decenii. Acum câțiva ani a căzut în depresie. A venit la predeal cu gândul să salveze ce mai poate fi salvat. Din familie, din slujbă, din viața ei. De la ce mi s-a tras, am răbdat. Am fost o fire foarte supusă. Cum să zic, am intrat la servici ca un trandafir, dar am ieșit ca un spin. Am rămas foarte mult. Poate începe după o supra-solicitare la locul de muncă, o supra-solicitare fizică sau psihică, netratată, nedirecționată corect, neechilibrată și asociindu-se cu ceilalți factori din mediul înconjurător, din mediul sociocultural și mediul efectiv de viață al pacientului, poate să se agraveze și să ajungă într-adevăr la un episod depresiv care necesită medicație psihiatrică. Simona Chichișan este medic psihiatru și directorul medical al instituției. Depresia este boala secolului, cum a fost numită în ultimii ani, pentru că incidența ei a crescut fantastic, pentru că spitalele de psihiatrie s-au confruntat în general cu o avalanșă de depresivi și cei care nu au fost tratați sau diagnosticați, mulți au ajuns pe sticlă, din diverse motive. Instituțiile care se ocupă de tratarea afecțiunilor psihice au o reputație proastă. Li se mai spune spitale de nebuni și au căpătat acest renume din cauza condițiilor precare, dar și a filmelor americane. Cămăși de forță, oameni legați cu lanțuri de pat, camere capitonate și injecții care te transformă în legumă sunt cele mai des întâlnite mituri atunci când vine vorba despre ospicii. De ce să le spunem nebuni? Nu înțeleg. Vorbim de niște pacienți care au anumite probleme. Că până la urmă, de aia și se ajunge la fuga de psihiatrie, la fuga de consultul psihiatric, la fuga de a cere ajutor în altă parte, oriunde, numai la psihiatrie, nu. După 57 de ani, mi-a murit soția. Și am făcut o depresie. Aproximativ 20% dintre persoanele în vârstă suferă de depresie. Mai puțin de jumătate dintre acestea ajung să fie diagnosticate. Acest bărbat are 85 de ani și din anul 2010 vine anual la sanatoriu. Medicul său de familie a avut grijă să-l trimită la un specialist. Ce înseamnă pentru noastră depresie? Păi de starea în care ai insomnii, în care ai gânduri diferite, care n-ar trebui să le ai. Da. Cum să vă explic eu? Intri într-o stare de indispoziție, ți se pare că nu mai ai o stare normală să știi pentru ce trăiești și ce scop ai în viață. Acest pacient n-a dorit să-și dezvăluie identitatea. De parcă n-ar fi suficient că suferă de o boală extrem de complicată, cei cu depresie trebuie să se confrunte și cu un puternic stigmat. Știți dumneavoastră, foarte mulți oameni nu știu ce se face aici. Că de fapt aici au fi oameni care la o anumită vârstă poate fi recuperați în totalitate. Ei zic că aici e spital de nebuni. Așa se duce vorba. Și atunci trăiesc și eu în orașul meu de aproape 70 de ani. Nu-i plăcut să te întrebe sau să pun întrebări.
este un stigmat sociocultural până la urmă, pentru că nu există educația necesară. Educație care ar trebui să fie dinainte de adolescență, zic eu, pentru că viitorii psihopați ai României din adolescență se formează, nu? Diabetul este cauzat de lipsa insulinei, hormonul care reglează nivelul glicemiei. Depresia este produsă de lipsa serotoninei, un neurotransmițător care asigură starea de bună dispoziție. Practic, neuronii responsabili cu captarea ei nu mai funcționează normal. Mecanismul chimic care stă la baza acestor două boli este asemănător. Și totuși, modul în care privim un bolnav de diabet este opus față de cel în care ne raportăm la o tulburare psihică. Ne comportăm ca și cum creierul n-ar avea voie să se îmbolnăvească. Plângeam foarte mult. Plângeam foarte mult pentru că era singura metodă prin care puteam să mă descarc și o făceam atunci când eram singură, pentru că mi-era foarte greu să le spun prietenilor mei că nu sunt bine. O făceam uneori, dar atunci când o făceam, răspunsul era: ești nebună? În anul 2009, Andreea Raicu avea deja tot ce și-ar fi putut dori. Bani, o casă frumoasă, o mașină scumpă și o carieră de succes. Veneam de la o gală pe care o prezentasem, Salvați Copiii, și fusese un eveniment extrem de frumos în care totul era minunat, eu eram minunată, toată lumea m-a admirat și m-am întors acasă cu toată energia aia și cu toată admirația pe care o primisem și cu tot ce se întâmplase acolo, și am intrat în casă și am simțit... un contrast foarte mare. Am ajuns în casă, într-adevăr, mare, frumoasă, casa pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o singură. Și eram foarte nefericită și n-am înțeles de ce. Se consideră, la modul extrem de simplist, că există două tipuri de depresie. Depresia așa numită exogenă și depresia endogenă. Exogenă, cum îi spune și numele, vine din afară. Și este depresia endogenă, care vine din psihismul omului, din interiorul lui. Da? Deci, practic, nu există ceva, un fenomen identificabil, un context, un stresor identificabil în exterior, care să-i producă lui această stare. Și totuși depresia vine. Adică el o manifestă. De foarte multe ori, oamenii care au acest tip de depresie spun: n-am de ce să fiu, n-aș avea de ce să fiu supărat, n-aș avea de ce să fiu trist, și totuși sunt. 3 ani a trăit în aceeași casă cu depresia. 3 ani au existat două personaje cu același nume. Andreea Raicu, cea care trebuia să meargă la evenimente de caritate, să pozeze în reviste, să apară la TV și să mențină aparențele. Și atunci am luat zâmbetul de viața perfectă. Și mă duceam, era un efort extraordinar de mare. Și mai era Andreea Raicu, pentru care viața devenise un calvar. Am avut foarte multe dimineți în care nu vreau să mă dau jos din pat și în care chiar nu m-am dat jos din pat. În care inventam tot felul de scuze că sunt foarte ocupată. Pentru că pur și simplu nu mai vroiam nimic. Îmi pare rău că n-am putut ajunge. Nu mă simt prea bine. Mă simțeam foarte rău, eram lipsită de orice fel de dorință de a face orice. În anul 2012, depresia Andrei a atins punctul critic. A fost momentul în care, pentru că mă durea atât de tare ceea ce simțeam, îmi doream să dispar. Nu știu cum ar fi însemnat, ce ar fi însemnat asta, dar îmi doream să dispar. Să nu mai exist pe acest pământ, să nu mai simt toată durerea. Tradus în limbajul însemna o sinucidere sau te gândi la moarte? Și asta putea să fie o variantă. Pentru a se pune pe picioare, Andreea Raicu a străbătut mii de kilometri. A trăit o lună într-un templu din India. A meditat și a mers la cursuri de autocunoaștere. În cazul ei, acest gen de terapie a funcționat, fără să fie nevoită să recurgă la medicația antidepresivă. Singurul lucru pe care l-am avut a fost determinarea și durerea fantastică. E ca și când toată viața, până acum 3 ani, am trăit undeva într-un beci sau într-un oraș foarte gri, fără lumină și cu foarte mult frig. Și dintr-o dată am ajuns la New York. Unde era gri, supraviețuiam, iar acum trăiesc.
nu toată lumea are resursele financiare pentru a merge la un terapeut sau pentru a călători în Orientul îndepărtat. În anul 2014, la Timișoara, o echipă de cercetători de la Universitatea de Vest, în colaborare cu două instituții din străinătate, au elaborat un studiu online de tratare gratuită a depresiei. 79 de persoane au beneficiat timp de 9 săptămâni de tratament de pe propria canapea. Am constatat că, într-adevăr, cele două ramuri de intervenție pe care le-am folosit, una augmentată, să spunem așa, psihologic, am folosit exerciții de mindfulness, împreună cu tehnicile clasice de terapie comportamentală, și în a doua ramură de tratament am folosit intervențiile comportamentale care au fost augmentate religios pentru persoane cu interese religioase creștine, și cele două programe de tratament au avut efecte semnificative. Participantul avea un terapeut cu care lucra online și el, terapeutul online, se ocupa de el și dădea în fiecare săptămână feedback la temele pe care le-a făcut și acces la următoarele module și mai departe. Rata de remisie pe care am obținut-o este asemănătoare cu rata obținută și în studiile internaționale și în cazul nostru a fost de 35%. Deocamdată, proiectul nu a fost transformat într-un program național, deși metodele folosite și-au dovedit eficiența în tratarea depresiei. În momentul de față, site-ul există, infrastructura există și am putea în continuare să îl folosim, dar deocamdată el rămâne, să spunem așa, ca un instrument potențial pentru a fi și implementat în practica obișnuită. Într-o țară în care cel puțin 10% din populație este depresivă, și în ciuda atenționărilor venite din partea Organizației Mondiale a Sănătății, nu avem nicio strategie națională de prevenire a acestui fenomen. Mai mult, nu există niciun studiu care să indice numărul exact al bolnavilor psihic din România. Nu pot să spui câți oameni suferă de depresie, pentru că nu toți, nu ai cum să-i monitorizezi pe toți și să-i evaluezi, pentru că poți evalua eventual pe cei aflați în tratament. Cât sunt în tratament? Nu pot să vă dau un răspuns direct. Asupra câți oameni suferă, nimeni nu poate spune o cifră fixă. Cei 5 angajați ai Centrului Național pentru Sănătate Mentală, instituție subordonată Ministerului Sănătății, lucrează într-o clădire care se poate prăbuși oricând. Nu există bani pentru campanii de informare, nu există fonduri pentru cercetare. Sănătatea mentală a poporului român nu pare să reprezinte o prioritate. Nu știu ce să vă spun și ce, dacă nu avem, o să facem ce putem. Adică, de exemplu, multe nu există. În ultimul an a fost demarată o campanie de diagnosticare a depresiei la nivelul populației generale prin intermediul medicilor de familie. Însă datele care ar putea contura un tablou relevant zac nefolosite pentru că nu are cine să le prelucreze. Am început să prelucrăm datele, suntem acum în căutarea și în unui for de specialitate cu specialiști care să prelucreze. Sunt date multe, deci volumul de date este mare. În aceste condiții există doar câteva organizații non-guvernamentale care se preocupă de această problemă, voluntar. Psihiatrul Maria Ladea, împreună cu o echipă de tineri specialiști, a decis să se implice în timpul său liber pentru a-i ajuta pe cei care vor să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat depresia. Cuvântul depresie la român înseamnă foarte multe lucruri. Am fondat acest ONG care are site-ul depresiv.ro tocmai pentru informare și la asta ne-am gândit. Am putea grosomodo să ne gândim la două categorii. Sunt persoane care într-adevăr sunt curioase, vor să înțeleagă, vor să afle și pun întrebarea de ce, întreabă medicul, așa. Sunt într-adevăr și o categorie de persoană, cum spuneți dumneavoastră, care spune, eu mof, ce contează, lasă, mergi mai departe. Am avut pacienți care veneau și spuneau, știți, domnul doctor, am citit pe internet că am depresie și că nu o să mă fac bine și că trebuie să iau tratamentul ăla. Împreună cu câțiva colegi, cu doamna conferențiar Ladea, cu câțiva prieteni IT-ști, programatori, am format această echipă și ne-am propus să dezvoltăm acest site, prin care să aducem
oamenilor de rând, informații despre această boală invalidantă a secolului în care trăim. Pe site există și o aplicație de autodiagnostic, care poate oferi indicii importante referitoare la starea de sănătate a utilizatorului. În 2 ani, 20.000 de oameni au completat acest chestionar și au aflat dacă este nevoie sau nu să consulte un specialist. Am reușit să dezvoltăm o aplicație care are la bază o scală clinică prin care oricine se poate evalua dacă suferă de depresie sau de tulburări de anxietate. În 1997, internetul abia apărea în România. Telefoanele mobile erau de dimensiunea unei cărămizi, iar depresia nu făcea parte din vocabularul medical al românilor. Din punctul meu de vedere, medicul nu era o alternativă atunci, în situația aia, pentru că nici nu tratam chestia asta ca pe o problemă medicală, ci mai degrabă ca pe o năpastă. O năpastă. Ți se întâmplă o năpastă și rămâi prostit în năpasta ta. Nu știi că e posibilă o ieșire. Mihaela Miroiu era decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA atunci când a trecut prin primul episod depresiv. Manifestările erau cum nu se poate mai somatice, trecând peste ceea ce s-ar chema o stare de disperare. O stare de disperare uriașă în care nu mai știi ce să faci cu tine. Practic, cred că singurul lucru pe care mi-l doream era să dispar sau să dorm încât să nu mai știu pe ce lume trăiesc. Povestea asta a ținut 5 săptămâni, am ajuns aproape la autodistrugere prin înfometare și lipsă de somn, pentru că nu am avut cultura generală să recunosc că asta e o boală. A ajuns la spital printr-un noroc. Un coleg care avusese depresie în trecut a recunoscut simptomele și a dus-o la medic. Eu nu știu ce aș fi făcut fără asta. Poate nu eram salvat. Și în condițiile astea, pur și simplu, ceea ce te înspăimântă cel mai mult e propria ta persoană și propria ta reacție. Ajunge să-ți fie frică de tine. Nu știi cine Dumnezeu mai ești. Chiar dacă, din punct de vedere rațional, ești perfect conștient, decuplarea emoțională este uriașă și ucigătoare. Te strivește. Te strivește sentimentul că nu mai vezi în fața ta decât ceva mic negru care îți bate la ușă ori de câte ori ești treaz. Și atenție, nu e o fantomă. E ceea ce eu, la un moment dat, când am povestit despre treaba asta, o numeam urâta. Nu? A venit urâta. Starea asta de urât existențial. Cei care au trecut printr-o depresie majoră povestesc că prezența oamenilor este insuportabilă, dar singurătatea este și mai grea. Și este absurd să-ți închipui că poți să ieși din povestea asta prin voință. E boala lipsei de voință, în primul rând, boala lipsei de voință de a trăi. Nici cei din jur nu știu ce să facă și luptă cu tine că ai o problemă de voință și încearcă să te înveselească, complet greșit. Complet greșit, nu vor reuși. Da, fă și tu un efort. Păi asta e marea problemă a oamenilor ăstora, că nu înțeleg că depresia nu te lasă să vrei. Asta e. Nu că nu poți. Nu poți să vrei să faci chestia respectivă. Fă și tu un efort de voință. Păi nu pot. Aș vrea, dar nu pot. Mihaela Miroiu a avut alte două recidive în 7 ani. După cea din urmă a decis să nu mai întrerupă tratamentul medicamentos. N-am avut niciun fel de tentativă de suicid, nici nu m-am gândit o clipă la suicid, dar m-am gândit la moarte. Respectiv, m-am gândit că alternativa la starea pe care o am ar fi să plec din lumea asta. Știind însă clar că nu voi pleca făcându-mi singură chestia asta. Și că probabil o să mă prăbușesc fizic atât de tare încât o să mor natural. Și este situația în care vezi moartea ca pe o ieșire bună din starea în care te afli. De aceea e foarte periculoasă.
O depresie poartă în sine undeva sămânța suicidului, da? Adică una din sarcinile cele mai, hai să spunem, riscante și cele mai ambigue pe care le are un psihiatru este să estimeze riscul de suicid la persoana din fața lui, da? De cele mai multe ori intenția suicidară este disimulată. În 2010, Mădălina Manole a înghițit o jumătate de sticlă de insecticid. Un an mai târziu, Mălina Olinescu s-a aruncat în gol de pe blocul în care locuia. În 2014, actorul Robin Williams a fost găsit spânzurat. În martie 2015, pilotul german Andreas Lubitz a prăbușit intenționat avionul pe care îl pilota în Alpii francezi. Pe 9 octombrie 2015, o avocată din București și-a aruncat copilul de numai 5 ani de la ultimul etaj, apoi s-a aruncat și ea în gol. În toate aceste situații, anchetatorii au stabilit că cel mai probabil depresia este cauza care a împins la sinucidere. Reporterii Digi24 au mers la Cluj, acolo unde Doina Cosman, psihiatru și specialist în suicidologie, a pus bazele Alianței Române de Prevenție a Suicidului. În ultimii ani, mă refer la 2014, s-au sinucis în jur de 2500 de oameni în România. Majoritatea celor care se sinucid au totuși o depresie diagnosticată sau non-diagnosticată. În România, atunci când cineva ajunge la un pas de sinucidere, există puține metode prin care poate fi oprit. Există o strategie națională în ceea ce privește prevenția comportamentului suicidar. De altfel, ați și putut să vedeți că nu au fost foarte eficiente metodele de prevenire a decesului acelei femei care s-a urcat în București pe un bloc. Tocmai din acest motiv, în anul 2013, a fost înființat un serviciu unic în țară, Telefonul Verde Antisuicid. Pentru mulți, granița dintre viață și moarte este trasată de un banal apel telefonic. La Telefonul Verde Antisuicid, care funcționează de mai bine de 2 ani și care are o funcționare națională, am întâlnit foarte multe cazuri care ne mărturiseau că sunt decis să se sinucidă, fie să se arunce în apă, fie să înghită pilulele pe care le au în față. Alo, aici Telefonul Verde Antisuicid. Vă ascultăm. Este imposibil de estimat câte vieți au fost salvate în acest fel. După ce pune receptorul în furcă, voluntarul nu poate ști dacă gestul sinucigaș a fost sau nu dus la bun sfârșit. La linia de criză, antisuicid, incertitudinea și gestionarea ei sunt foarte importante. Să accepți că este vorba de fapt de nu de a controla felul în care se desfășoară după acel apel destinul persoanei care a sunat și cu care ai vorbit, este de fapt vorba de o conexiune. Zecile de voluntari care lucrează aici, în fiecare seară, de la 7 până la 7 dimineața, sunt instruiți periodic de specialiști în prevenirea suicidului. Trec prin diferite scenarii și învață ce să facă atunci când vorbesc cu o persoană care este pe cale să-și ia viața. Presupune să nu îi spui omului care sună, fă asta sau asta sau asta. Presupune să asculți, să ai urechea ciulită, să fii atent la nuanțe, să fii atent la orice vorbă, la orice oftat de la celălalt capăt al firului, la orice pauză, tăcere, să fii atent și să fii dispus să înțelegi și o altă perspectivă diferită de a ta. Și să înțelegi perspectiva unei persoane care are niște experiențe de viață pe care poate tu, ca și persoană în viața ta reală, nu le-ai avut și nu le vei avea niciodată. De când a început acest reportaj și până acum, în lume s-au sinucis aproximativ 45 de persoane din cauza depresiei. La fiecare 40 de secunde, undeva pe glob, un om își ia viața. Depresia este o boală pe care cei care au trăit-o
o numesc paralizantă. În următorii ani, dacă ceva radical nu se schimbă în ritmul nostru de viață, depresia va ajunge principala cauza mortalității la nivel mondial.